și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma.
bucurați de aceasta, că duhurile se pleacă vouă, ci vă bucurați mai ales pentru că numele voastre s-au scris în ceruri. În ceasul acela s-a bucurat Iisus cu Duhul și a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai descoperit copiilor. Da, Părinte, căci așa a fost înaintea Ta. Se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin. Pe binecredinciosul poporul unde pretutindem, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armata țării, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Preacuvioasă Maica noastră, stareță Stavrofora Veronica, împreună cu obiștea acestei sfinte mănăstiri, să le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin. Pe frații noștri, eromonac, preoți, erodiacon, diacon, monac și monahi, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin. Pe fericiții și pur... Aliluia! Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut din lucru făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a făcut din ceruri și s-a făcut de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat
Părtimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a dreptat a Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Părătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este minunat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, soponicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Cernici părinți, precuvioase maici, iubiți frați și surori. În viața Sfântului Siluan Atonitu există o întâmplare deosebită. Copil de 4 ani fiind, în casa sa poposește un negustor care umbla de colo-colo. Și așa cum îi plăcea tatălui său să-i ospădeze, să-i primească bine, așa a făcut și cu acest om și l-a poftit la masă. Ei, acolo la masă se înfiripă un dialog între cei doi și copilul Siluan, Simeon, cum se chema atunci, asculta, era undeva în colțul camerei și asculta discuția lor. Și acel om își aducea aminte Sfântul Siluan, acel negustor la un moment dat zice așa că nu există Dumnezeu. Și i-a rămas așa de tare în minte, încât după plecarea omului l-a întrebat pe tatăl său: Tată, dacă nu mai există Dumnezeu, de ce tu ne spui să ne rugăm lui Dumnezeu? De ce tu ne spui să trăim frumos, că ne vede Dumnezeu? Și atunci tatăl său i-a răspuns așa. I-a zis: dragul meu, n-am știut că acest om nu este om de treabă și l-a privit în casa mea. Dar să știi că n-am spus adevărul. Și atunci copilul, la 4 ani fiind, zice așa: când voi crește mare, mă voi duce până la marginile pământului ca să-L caut pe Dumnezeu, să-L găsesc pe Dumnezeu.
Mai târziu, când ajunge la vârsta de 18 ani, se angajează ca și dulgher împreună cu fratele său undeva la un moșier. Și acolo era o bucătăreasă. Bucătăreasă care la un moment dat le povestește că a fost la mormântul Sfântului Ioan Șestovo, un sfânt local de acolo din Rusia, care a fost zăvorât, care a fost pusnic și a trăit aproape întreaga sa viață într-o peșteră de unul singur. Și că a fost la mormântul lui, le povestește că a fost la mormântul lui și că a văzut câte minuni face Sfântul chiar de acolo, din mormânt. Și atunci Sfântul Siluan zice cu tărie lucrul următor. Dacă Sfântul există, înseamnă că nu mai trebuie să mă duc până la capătul lumii ca să-L caut pe Dumnezeu, pentru că L-am găsit deja. Pentru că Dumnezeu este prezent în Sfinții Săi. Sfântul, în concluzia întâmplării pe care v-am spus-o, zice Sfântul Siluan, este dovada vie că Dumnezeu există și că lucrarea lui Dumnezeu este absolut vizibilă. Nu este nevoie să mergem până la capătul pământului ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, ci atunci când ne referim la viața unui om deosebit, așa cum este un sfânt, ni se dovedește clar că Dumnezeu este prezent, este cu noi. Și spunem în psalm că Dumnezeu este minunat întru Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel. Cine este Sfântul? Mereu ne întrebăm și ne uităm în calendar și avem impresia, cum spuneam și cu alte ocazii, că Sfinții sunt foarte depărtați de noi, că sunt oameni speciali, aproape că nu sunt umani, că nu sunt oameni. Sunt ceva deosebit. Uitând că ei au fost ca și noi. Dar au făcut un lucru. Au încercat foarte, foarte tare să îi se asemene lui Dumnezeu. Și asemănându-i se lui Dumnezeu, au devenit sfinți. Precum Dumnezeu Sfânt este. Așa ne spune Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă sobornicească, capitolul 1, versetele 15-16. După Sfântul care v-a chemat, fiți și voi sfinți în toată petrecerea voastră. Deci ei s-au uitat atât de mult la Dumnezeul nostru întrupat la Iisus Hristos, încât au încercat în detaliu, nu doar să-L asculte, ci chiar să-L imite viața lor pe cât posibil. Pentru că viața Domnului Hristos este pildă pentru viața noastră și tot Sfântul Pavel zice așa că măsura noastră la care suntem chemați este tocmai măsura bărbatului desăvârșit, vârsta plinătății lui Hristos. La fel cum se întâmplă și în zilele noastre, viața noastră zilnică. Când iubești pe cineva foarte tare, fără să vrei aproape, începi să-l imiți. În orice gest, în orice faptă, în cuvânt. Cu atât mai mult când îl iubești pe Dumnezeu. Începi să-l imiți și începi să te comporți așișderea. Așa cum Domnul Hristos s-a comportat. Și vreau să vă dau un exemplu frumos din acel autor pe care de acum toți cred că-l știți, Virgil Gheorghiu, care își aduce minte de un astfel de exemplu. Era vorba de tatăl său care fusese preot. Și își aduce minte de un astfel de exemplu în sensul în care spune el că atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu, atât de mult l-a iubit pe Domnul Hristos, încât a încercat să trăiască așișderea în viața sa și până la urmă l-a imitat în viața sa. Și vreau să vă citesc doar un fragment foarte scurt în acest sens. Zice așa el. Cu timpul mi-am explicat de ce în ochii mei tatăl meu era mai degrabă o icoană, zice, o făptură cerească, decât un locuitor al pământului. Explicația era simplă, spune el. Toată lumea știe că slujitorii desăvârșiți, servitorii autentici, cei care slujesc în locuințele împărătești și trăiesc tot timpul în intimitatea marilor domni, sfârșesc prin a imita. După un anumit timp, toți valeții castelelor și ai marilor case princiare imită vocea, intonația, cuvintele, gesturile și obiceiurile stăpânilor lor.
Orice servitor credincios ajunge în chip automat, fără să vrea, un imitator al stăpânului său în toate. Un servitor se identifică până într-atât cu stăpânul său încât devine umbra lui, asemănându-i se în toate și urmându-l pretutindeni. Este ceea ce s-a întâmplat cu tatăl meu, sărmanul meu slujitor, sărmanul slujitor al lui Dumnezeu. Privirea sa îngerească, glasul său ceresc și dulce, mersul său imaterial ca un zbor de înger, toate aceste lucruri făceau din el mai degrabă o făptură cerească decât pământească. Fiindcă acestea sunt însușirile lui Dumnezeu, ale stăpânului său, căci tatăl meu își petrecea toată ziua împreună cu stăpânul său. Tatăl meu se deștepta în prezența lui Dumnezeu, se culca în prezența lui Dumnezeu, mânca în prezența lui Dumnezeu. Nu avea pe pământ altă grijă decât să-i slujească stăpânului său. Nu avea problemele sale, părerile sale, treburile sale. N-avea decât părerile lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu și nu lucra decât ceea ce Dumnezeu îi poruncea să facă. Era ceva normal. Niciun slujitor credincios nu are ocupații personale, ci lucrează doar pentru stăpânul său. Asta este lucrarea foarte pe scurt pe care o fac sfinții în general. Ei îl iubesc atât de mult pe Dumnezeu, încât încearcă în viața lor să limite cu totul. Ne-am adunat astăzi aici, într-o zi de sărbătoare, dar într-o zi de muncă în același timp, pentru că, iată, nu este trecută cu roșu în calendarul nostru, tocmai pentru că vrem să învățăm ceva de la Sfântul Evanghelist Luca, care este ocrotitorul cel de-al doilea al mănăstirii de la Dobrig. Am venit să-l cinstim pe Sfântul Evanghelist Luca și am venit să învățăm de la el. Cine a fost Sfântul Evanghelist Luca? Știm cu toții. A fost ucenic al Sfântului Apostol Petru, care, iată, n-a fost dintre cei 12 apostoli, dar a fost dintre ceilalți, dintre cei mai mulți, și de la el ne-a rămas un lucru foarte, foarte important. Și acest lucru sunt cele două scrieri ale sale din Noul Testament. Și anume, mai întâi este vorba de Evanghelia care poartă numele, cea de-a treia Evanghelie după Luca, și apoi Cartea Faptele Apostolilor. Carte care reflectă viața duhovnicească, viața bisericească după înălțarea Domnului la cer și după pogorârea Duhului, după pogorârea Duhului Sfânt. Pentru viața lui deosebită, pentru că, iată, a propovăduit alături de apostoli mai târziu, de Sfântul Apostol Pavel, pentru viața lui deosebită s-a făcut vrednic să fie transmițătorul cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ar fi să ne folosim de doi termeni la modul foarte sintetic, privind misiunea care să descrie misiunea sa, sunt cei de cuvânt și icoană. Pentru că Sfântul Evanghelist Luca a fost un scriitor, a fost un consemnator al vieții Mântuitorului în Evanghelia sa, dar a fost în același timp și un pictor. Și de la el ne-a rămas prima icoană a Maicii Domnului potrivit tradiției. Și de-al treilea rând, el a mai fost și medic, a fost doctor. Pentru că, iată, mântuirea, tămăduirea sufletească este strâns legată și de tămăduirea trupească. Pentru faptul că l-a imitat pe Domnul în viața sa și că l-a iubit foarte tare, Dumnezeu l-a învrednicit ca să fie el cel care să pună, iată, în scris viața și cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Și toate evangheliile, toate cele patru evanghelii au frumusețea lor. Dar Sfântul Evanghelist Luca, prin Evanghelia sa, era un învățat pentru că era medic, prin Evanghelia sa ne dezvăluie tainele Împărăției lui Dumnezeu și ne prezintă pe Domnul Hristos la modul foarte frumos în pilde, în parabole. La Evanghelistul Luca sunt cele mai frumoase parabole, cele mai frumoase pilde despre Domnul și Împărăția Lui. Și dacă am subliniat faptul că însăși Evanghelia, în mod deosebit,
este spovedania lui Dumnezeu față de noi, adică ne prezintă cine este Dumnezeu, se prezintă pe sine cine este Dumnezeu și în consecință ce este împărăția Lui. Iată câtă cinste pentru Sfântul Evanghelist Luca ca el să fie transmițătorul acestui lucru. Dacă ar fi să mă refer doar la două dintre parabolele Domnului, în care El ni se descopere nouă și ne arată cine este, ar fi suficient să înțelegem cât de frumos, cât de minunat a fost Sfântul Evanghelist Luca, care a reușit atât de bine să mânuiască condeiul atât de bine ca să exprime adevărul veșnice. Și doar două parabole vreau să vi le pun în față, pe care le găsim la Sfântul Evanghelist Luca. Prima dintre ele este parabola samarineanului milostiv. Știți relatarea, nu o reau în întregime. Doar atâta vă amintesc că un om amărât cade mâine în mâinile tâlharului timp ce călătorea de la Ierusalim la Ierihon și este bătut și condus aproape până la moarte. Și pe lângă el trec doi reprezentanți ai legii vechi, reprezentanți preot, un preot și un levit care mergeau la templu. Potrivit legilor, ca să slujească la templu, nu aveau voie să se atingă de un muribund. Deci ei respectau legea întru totul. Și se urcă la templu și îl lasă pe marginea drumului, fără să fie sensibil la suferința lui. Și apoi vine acest samarinean milostiv. Ideea pe care vreau să vă pun la suflet, samarinean în acest context, înseamnă cel spurcat, cel străin de neam, cel blestemat de Dumnezeu, pentru că samarinienii erau un neam blestemat de Dumnezeu. Deci vine nu cel de la care ne așteptam să facă o faptă bună, ci cineva străin, cineva smerit, cineva plecat, cineva care nu aparținea neamului ales, poporul lui Dumnezeu. Și acesta este cel care îi dă asistență medicală și duhovnicească celui care era pe moarte. Și atunci Domnul, când spune această parabolă, se prezintă pe sine, pentru că samarineanul milostiv este chipul Domnului Hristos. El este cel străin, cel nebăgat în seamă, cel batjocorit și înțelegem dacă ne uităm la cruce, că așa a fost. Cel pe care lumea, în ciuda faptului că făcea minuni nenumărate și că îi vindeca pe oameni de toate neputințele lor, totuși lumea îl considera străin de ei, lumea îl considera blestemat de Dumnezeu și lumea l-a lăsat de unul singur la marginea orașului răstignit pe cruce. Cine a rămas acolo? Doar câteva femei curajoase? Sfântul Evanghelist Ioan și Maica Domnului. Restul până și ucenicii l-au părăsit, pentru că îl considerau străin și blestemat pe Dumnezeu. Ei, dar acest samarinean este cel care ne-a dus mântuirea și tocmai ne arată că Dumnezeul nostru este minunat, tocmai pentru că este foarte smerit, pentru că este foarte mic. Dumnezeul nostru este foarte mare, tocmai pentru că este foarte mic. S-a făcut mic de tot. Dacă noi vrem să-i luăm ultimul loc în această lume, să știți că nu vom mai putea niciodată, pentru că El a luat acest ultim loc în această lume. Și cumva în continuare, parabola fiului risipitor. Ziceau unii dintre părinții bisericii că dacă întreaga Evanghelie și întreaga Scriptură ar dispărea și ne-ar rămânea doar parabola fiului risipitor, ar fi suficient ca să înțelegem cine este Dumnezeul nostru și să trăim în consecință. Din nou știți, un tată avea doi copii, nu ni se spune dacă erau cuminți sau nu erau cuminți, probabil că erau cuminți, și la un moment dat cel mic îi zice, tată, dăm jumate din avuție. Și tata intră în jocul lui și îi dă jumate din avuție, măcar că, potrivit legilor noastre, nimeni n-are dreptul să ceară unui părinte jumătate din avuție, cel puțin până părintele lui este în viață. După ce părintele trece la Domnul, da, legea îi dă jumătate sau mai puțin, depinde din avuție, dar niciodată în viață. Deci tata i-ar fi putut să-i zică, copiile, ai grijă cum vorbești cu mine. Oare averea nu este a mea? Dacă vreau, ți-o dau, dacă nu, nu. Cum încerc tu acest lucru? Dar nu, tatăl n-a vrut, n-a înțeles lucrurile așa. Și a dat, cum a vrut el. Și s-a dus și știți dumneavoastră urmarea, cum și-a cheltuit întreaga avuție. Și acum ne interesează întoarcere. Când la întoarcere înțelegem foarte bine cine este Dumnezeul nostru. Mai întâi am văzut la samarinean, este cel care vine în întâmpinarea noastră, străinul care ne tămăduiește de rănile trupești și sufletești.
Iar apoi, din Evanghelia, din parabola fiului risipitor, înțelegem și mai mult în continuare. Pentru că se întoarce copilul, la un moment dat, vă aduceți aminte? Și ne spune Evanghelistul Luca că îl întâlnește tatăl nu acasă, ci pe drum. E un detaliu foarte important. Pentru că asta înseamnă că dacă nu îl întâlnește acasă, înseamnă că tatăl său făcuse drumul de întâmpinare a copilului său an în șir. Nu erau telefoane, nu erau mijloace de comunicare ca să se anunțe când vine fiul acasă. Asta înseamnă că tatăl său, poate zeci de ani, a ieșit în întâmpinarea fiului, a făcut metri sau kilometri în direcția de unde era plecat fiul său ca să-l întâlnească. Înseamnă că tatăl său nici o clipă n-a fost să nu-l aștepte, să nu se gândească la el, să nu se roage pentru el. Și apoi vine, știți, la un moment dat ne spune Evanghelistul că zice, mă voi duce la tatăl meu să-i cer iertare. Dar când zice acest cuvânt? Zice acest cuvânt, ne spune Evanghelistul Luca, că nu mai avea de mâncare, nu mai avea nimic. Nici roșcovele, nici mâncarea porcilor nu mai avea. Și atunci zice, tatăl meu, câți argați are? Mă voi duce și vă zice, tată, primește-mă, nu ca pe un fiu, ci ca pe un argat. Dar observați că în acest moment nu există niciun gram de pocăință. Nu pentru că stomacul este cel care îl poartă să se întoarcă la tatăl său. Stomacul, frica de moarte. Pocăința, știți unde este? Este momentul în care tatăl îl îmbrățișează. El începe să-i spună, tată, iartă-mă, iartă-mă pentru tot ceea ce a făcut. Tatăl său nici nu vrea să-l asculte, ci vrea doar să-l îmbrățișeze. Vrea să scurteze vorba, pentru că un tată știe și înțelege foarte bine ceea ce copilul greșește. Nu are nevoie de explicații, nu are nevoie să vină copilul să-i ceară o mie de iertăciuni. Ci tatăl îl îmbrățișează. Și îmbrățișarea, de fapt, este semnul dragostei și, până la urmă, motiv de pocăință pentru fiul risipitor. Cine este tatăl? Bineînțeles că este imaginea lui Dumnezeu. Vedeți încă o dată, este parabola fiului risipitor, o spovedanie a lui Dumnezeu. Cine este el? Este. Și evanghelistul Luca, atât de frumos, a reușit să exprime acest adevăr. Tatăl nostru, iartă cât noi nu suntem în stare să păcătuim. Dar, în același timp, înțelegând de câte ne iartă Tatăl nostru, noi încercăm să ne iertăm unii între alții și să trăim frumos. Pentru că atunci când te copleșește cineva cu dragostea, nu mai poți sta indiferent, ci dimpotrivă, te obligă să schimbi viața. Copleșindu-te cu dragoste, nu mai ești în aceeași formă, nu mai poți fi în aceeași stare în care poți înainte. Și un părinte știe foarte bine acest lucru, că iubindu-și copiii, îi copleșesc cu dragoste, doar să le toarce și vor trăi frumos. Dar acum este important modul în care noi primim cuvântul lui Dumnezeu pe care ne-l proclamă, pe care ne-l propovăduiește evanghelistul Luca. Și vedeți că tocmai duminică acum a fost o altă parabolă minunată, tot a evanghelistului Luca. Este vorba de pilda semănătorului. Și cu toți ați fost la biserică. Și ați văzut și preotul la biserica unde ați fost, v-a explicat pe larg toată parabola. Eu doar o idee aș vrea să subliniez. Pentru că am zis că Dumnezeu ni se prezintă în aceste parabole prin gura, prin scrisul Sfântului Evanghelist Luca, dar este nevoie ca noi să fim sensibili și să ne pregătim pentru cuvântul Evangheliei. Pentru că altfel cuvântul Evangheliei trece pe lângă noi și nu îl înțelegem în viața noastră. Și vă aduceți aminte că erau patru categorii de pământ. Era o singură sămânță. Sămânța cuvântului Dumnezeu. Cea pe care evanghelistul Luca a semănat-o în inimile oamenilor și în inimile noastre. Dar era vorba de patru tipuri de pământ. Patru tipuri de inimi ale oamenilor care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța căzută lângă drum sunt oamenii indiferenți. Pentru că drumul lângă drum înseamnă că ești tot timpul în afară. Niciodată nu ești atent. Niciodată nu te interesează ceea ce auzi. Auzi, dar trece pe lângă tine. Sămânța căzută pe piatră sunt oamenii superficiali. Oamenii care merg numai la suprafață. Pentru că vedeți dumneavoastră, dacă un bob de grâu își găsește un pic de pământ, chiar în pietriș fiind semănat,
crește repede, foarte repede. Dar când dă soarele și dogorește, imediat se usucă. Pentru că nu are rădăcină. Ei, suntem superficiali, sau e vorba de categoria oamenilor superficiali, în sensul în care suntem entuziaști la un moment dat pentru Evanghelie, vrem să le facem toate, dar suntem, știți cum, ca un balon. Ca un balon pe care îl umfli și foarte, arată foarte frumos, dar la un moment dat, dacă întâmpină un mic arc sau ceva foarte ascuțit, imediat se sparge. Așa suntem și noi cei superficiali. Suntem entuziaști. Acum zicem, da, Doamne, eu să mă lepăd de Tine vreodată, zicea Sfântul Apostol Petru. Eu sunt în stare, oricine, dar nu eu. Era entuziast. Dar un entuziasm nu bazat pe realitatea, pe conștiința că suntem slabi, că suntem fără de Dumnezeu, că suntem neputincioși. Și atunci, vedeți, vrem să facem multe lucruri, dar de fapt nu vrem să ne schimbăm viața. Și cuvântul vine și pleacă foarte repede atunci când apare o mică problemă în viața noastră. Și apoi, cea de-a treia categorie e reprezentată prin sămânța căzută între spini și reprezintă pe noi care suntem asfixiați uneori de grijile pământești, de grijile lumești. Primim cuvântul lui Dumnezeu, suntem interesați de El, dar pentru că avem atâtea de făcut și ne facem atâtea planuri, cum să ne sporim cele pe care le avem, de altfel lucruri binecuvântate de Dumnezeu, dar niciodată uitând că mai întâi împărăția Lui și după aceea toate celelalte ni se vor adăuga nouă. Vă spun o poveste și mai apropiu de final. Zice că un păianjen își avea casa în vârful unui pom și se simțea foarte bine acolo. Și se simțea mai ales pentru că din palatul lui, știți cum arată pânza unui păiaje frumos construită, din palatul lui și-a făcut un fir care mergea până jos la tulpină, până jos la bază, până la rădăcina pomului. Și acolo jos și-a mai construit o căsuță mai mică, din scopuri foarte practice. Acolo veneau gâzele, veneau insectele și se prindeau, că ați văzut că e foarte lipicioasă pânza, se prindeau acolo. Și atunci el cobora din palat pe acel fir, se hrănea cu insectele și apoi se reîntorcea din nou în palatul lui de creștare în vârful pomului. Zis și făcut, totul minunat, vreme delungată, dar la un moment dat ce se gândește? Îi era așa de bine jos acolo pentru că avea mâncare, avea de toate, avea confort, avea soare. Ce-și spune? N-are rost să mai facă o muncă asta ca să urc până sus. Mă simt foarte bine aici, jos. Și și-a rupt acel fir care lega casa de jos de palatul de sus. Numai că, foarte repede, la scurtă vreme, a venit o insectă mai mare și cum n-a mai avut refugiul pe care îl avea înainte să urce pe acel fir sus, insecta respectivă l-a omorât și l-a mâncat. Mesajul îl înțelegeți dumneavoastră. Ne coborâm atât de mult la pământ din palatul nostru pe care ne-a făcut Dumnezeu acolo sus, încât ne simțim foarte bine în prima fază. Numai că dacă nu ne ancorăm viața noastră în împărăția lui Dumnezeu și nu căutăm mai întâi împărăția Lui, atunci la un moment dat vine vrăjmașul când confortul nostru material este mai mare. Niciodată să nu uităm că deși pe pământ ne bucurăm de tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu, locuința noastră este în ceruri. Și să nu rupem acel fir care leagă cerul de pământ. Pentru că acel fir care leagă cerul de pământ este scăparea noastră. Și apoi vine acea de-a patra categorie și aici vreau să închei cu acest gând. Sfântul Evanghelist Luca ne transmite cuvântul Domnului, ne transmite spovedania Domnului Hristos, prezentarea cine este Dumnezeu, dar este nevoie de acest pământ bun care să dea roadă 30, 60, 100 sau mai mult. Oricât am auzit orice cuvânt inspirat de Dumnezeu în biserică sau în altă parte, dacă inima omului nu este curată și nu se pregătește pentru a primi cuvântul, cuvântul trece pe lângă noi. Sau îl înțelegem la modul foarte simplist, foarte superficial. Din această pricină, întreaga viață noastră duhovnicească nu are altceva în vedere decât purificarea trupească prin post, prin renunțările pe care face prin grija la trupul nostru, purificarea sufletească de răutăți, de gânduri, de invidie, de
judecată, pentru că atât de mult se judecă în țara noastră, încât mi se pare că mai tot timpul asta facem. Când doi oameni se întâlnesc, sigur îl vorbesc pe al treilea de rău. Ori ne spune Sfântul Siluan, când se întâmplă lucrul acesta, pacea, liniștea și bunul mers al lucrurilor nu își găsesc locul. Și apoi, odată încercând să fim pe acest drum, pe al curățirii trupești și sufletești, vine și curățirea duhovnicească, care este lucrarea Duhului Sfânt, și Duhul Sfânt este Cel care ne deschide inimile. De aceea vă pun la suflet, pentru că iată astăzi la sărbătoarea Sfântului Evanghelist Luca, sărbătorim în mod deosebit proclamarea, propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Vă pun la suflet să lecturați Sfânta Scriptură și mai ales Evangheliile. Pentru că nu este o carte de istorie pe care o citim odată și ca să știm ce a făcut Domnul și ce ne-a spus, ci este spovedania lui Dumnezeu, este dialogul lui Dumnezeu cu mine însumi. Zicem de cei care au alte credințe că ei nu știu altceva decât să umble cu Scriptura sub braț. Și pe alocuri poate fi adevărat. Dar în schimb noi nu deschidem Sfânta Scriptură. Ce ortodoși suntem dacă nu lecturăm din Sfânta Scriptură? Astăzi lecția pe care Biserica le-o pune prin sărbătoria Sfântului Evanghelist Luca este tocmai chemarea de a lectura Sfânta Scriptură. Și aș zice așa, măcar un capitol din Noul Testament și câțiva psalmi în fiecare zi. Nu suntem decât creștini normali dacă facem acest lucru. Și vă mai pun la suflet ceva. Înainte să citiți din Sfânta Scriptură, să rostiți rugăciunea Împărate Ceresc. Pentru că este rugăciunea prin care îl chemăm pe Duhul Sfânt ca să ne deschidă mintea. Pentru că altfel, oricât de inteligenți și de învățați să am fi în această lume, mintea noastră poate să rămână încuiată la Cuvântul lui Dumnezeu și insensibilă. Și atunci Duhul Sfânt este Cel care poate să distrugă, să împrăște această învârtoșare a inimii care ne lasă să nu primim Cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată. Și mulțumim Sfântului Evanghelist Luca, a cărui viață vă îndemn să o citiți și dumneavoastră în sinaxare, în proloage. Nu sunt foarte multe informații pe care le avem despre el. Și asta ziceam că a fost ucenic al apostolilor direcți ai Domnului și a făcut misiune în mai multe locuri din Imperiul Bizantin. Și în cele din urmă a murit la vârsta de 80 și unul de ani, potrivit tradiției, de moarte naturală, după ce și-a împlinit misiunea. Ne bucurăm de această sărbătoare și, în mod special, eu mă bucur și mai tare, pentru că o vreme am stat în orașul Padova, din Italia. Și în acest oraș se află tocmai mormântul Sfântului Evanghelist Luca. Mă întrebați de ce acolo? Istoria a vrut așa, Dumnezeu a vrut așa, că l-au dus, i-au luat rămășițele sale pământești, moaștele italienii din calea prigonitorilor și le-au dus acolo și acum de bucată bună de vreme se află acolo. Și în Italia, în fiecare an, în sâmbăta cea mai apropiată, acolo lângă mormântul Sfântului Evanghelist Luca la Padova, se săvârșește Sfânta Liturghie de către preoții din jur. Și mi-aduc aminte cu drag de acum 4-5 ani când și eu eram pe acolo și am participat de vreo două ori la acest eveniment. Mulțumesc Părintele Duhovnici și mai și Stareță pentru că m-a invitat să slujesc împreună cu părinții și să ne rugăm împreună cu dumneavoastră. Și credem că dacă ne-am rupt un pic din timpul nostru, astăzi, din cele lumești și la dăruirea lui Dumnezeu și Sfântul Evanghelist Luca, nu va rămâne nici Dumnezeu, nici Sfântul Luca dator. Nu. Cine va figura în suflet măcar un strop de mângâiere, măcar un strop de bucurie pe care ne-o dorim atât de tare și pe care o găsim doar aici, în biserică. Rămânem cu acest gând. Căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte ni se vor adăuga nouă. Amin. Slavă Tatăl și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Care venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este preacuratul tău, acesta este Iisus cu Îngele Dău, deci mă rog să-i miluiește-mă. Și mi-a dat mie păcatele mele, cele de voi, cele cu știință și cu neștiință, cele cu gândul, cu cuvântul și cu fapta.
și mă împrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale, taine, Doamne, spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cinei tale, cele de taină astăzi, Fiul Dumnezeu părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taină, dar nici sărutare, îți voi dacă iuda, ci ca duharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, din părăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie părtășirea cu Sfintele tale, taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Sfinț Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Slăvitului, Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului, ale Sfinților Împărați, Constantin și Maica sa Elena, ocrotitorii acestei Sfinte Mănăstiri, ale Sfântului Evanghelist Luca și a celor împreună cu dânsul, ocrotitorii acestei Sfinte Mănăstiri pe care îi pomenim astăzi, ale celui trei Sfinți, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie săvârșim, ale Sfinților, martiri năsăudeni, ocrotitorii acestor Sfinte ținuturi, ale Sfinților și dreptelor Dumnezeu și Părinții Ioachim și Alaș, pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Prăcuvioase Părinte Secretar, prăcuvioși părinți tari, prăcucernici părinți, iubiți și binecuvântați frați creștini, mie nu-mi revine decât marea bucurie de a-i mulțumi Domnului pentru această minunată zi și să-i mulțumim încă o dată Sfântului Apostol și Evanghelist Luca că ne ocrotește cu binecuvântarea sa și s-a arătat de multe ori că iubește această mănăstire și o ocrotește. Și dacă pomenim mereu așa ca ocrotitorul nostru, ne-am gândit că astăzi să-i facem o sărbătoare, să ne bucurăm și noi preoslujitori, dar și credincioși împreună cu noi. Și ne bucurăm că, iată, a rânduit Dumnezeu și ne-am putut întâlni. Mulțumim Sfântul Apostol și Evanghelist Luca încă o dată pentru această minunată zi și sperăm ca mai departe să fie un pașnic apărător al mănăstirii acesteia. Mulțumim Preacuviosului Părinte Secretar, Benedict Vesa, ca binevoit să vine de la un drum lung și să poposească în mijlocul nostru și nu s-a simțit foarte bine zilele acestea. Dar cu mina lui Dumnezeu și cu ajutorul Sfântului Luca, iată că a reușit să vină astăzi în mijlocul nostru. Vă mulțumim încă o dată, preacuvioase Părinte Secretar. Sperăm să mai aplicați urechea și la rugăminițele noastre și să veniți și altă dată în mijlocul nostru. Și să vedeți ce bucurie ne facem și ne bucurăm că au venit și preoții să slujească astăzi împreună, să asculte cuvânt, să facă și mai frumoasă această zi de sărbătoare a mănăstirii noastre. Și sperăm să găsim și alte prilejuri de sărbătorire pentru că, iată, de câte ori veniți și ne vorbiți și slujim împreună, se transformă o adevărată sărbătoare pentru mănăstirea noastră. Aș vrea să mulțumesc și preacuvioșilor părinți stareți, părintele stareți de la Băișoara, părintele stareți de la Târgișor, Buscatu și maicilor starețe de la Ilva Mică și de la Lăpușul Românesc, care împreună cu maicile și cu părinții au venit în mijlocul nostru astăzi să întregească această sărbătoare. Și spre bucuria noastră și a Maicii Starețe și a Maicilor, că iată, au venit în mijlocul nostru și ne-au făcut să ne simțim bucuroși și să le mulțumim pe această cale și numele Maicii Starețe că au venit. Le mulțumesc părinților care, iată, au poposit în număr mare astăzi. Sper să vină și cu alte ocazii toți. Să ne putem bucura, pentru că totdeauna rugăciunea împreună este bine primită și ne aduce cu mare bucurie și nouă și cred că și credincioșilor noștri care poposesc la Mănăstirea Dobrin. Și nu aș vrea să lungesc prea multe, dar ar trebui să punem la suflet, așa cum ne îndemna Părintele Secretar astăzi, să punem la suflet cuvintele pe care le-a spus și să-l ascultăm pe Evanghelistul Luca, pentru că îl pomenim atât de des și mergem la Mănăstirea Luca la Dobrin, dar să și citim scrierile, să le punem la suflet și să ne fie nou un îndrumător. Și chiar spuneam că unul dintre cele mai frumoase acatiste pe care le cunosc este acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Pentru că el este într-adevăr și un bun istoric și scriitor, un mare doctor și un pictor, un artist.
Și toate iată le-am cununat într-o scriere care este Evanghelia Sfântului Luca. Să le ascultăm, să le citim, să le punem la suflet, iubiți mei, și n-aș vrea să spun ca și completare, părinte, dar mi-a venit în minte în timp ce le spuneați frumoasele pilde, un cuvânt care să continue ceea ce le-ați îndemnat și o să le repet și eu, duminica, acest îndemn de meditație, de a deschide Scriptura și a o citi nu ca o carte de istorie, ci de a fi pătrunsă, de a fi citită mereu, pentru că acolo veți găsi în fiecare capitol un sfat pentru viața voastră. Și să nu ne uităm numai la psaltire, care este rugăciune, ci și la Evangheliile Apostolilor. Și spune așa că Metropolitul Antone Plămădeală avea într-o parohie săracă un preot care nu se descurca. Și era foarte greu și avea familie numeroasă și era foarte greu din o zi pe alta să-și ducă traiul. Și trebuie să ducea el la metropolit și cerea ajutorul. N-a prea simțit de părinte, nu mă descurc, bani sunt prea puțin și nu pot întreține familia. Și de fiecare dată în altul îl îndemna să citească Scripturile, că acolo va găsi alinare și îndemn și va găsi ajutor. Și într-o zi când a venit din nou părintele să ceară ajutorul metropolitului, sperând că îi va da și banii care să-l ajute să iasă din dificultate, metropolitul nu l-a așteptat decât cu o Sfântă Scriptură. Pe care a dat-o cu dedicație și a spus, caută-n ea și acolo vei găsi ajutorul. După un timp, s-a întâlnit din nou cu metropolitul și la fel se plângea și spunea, n-am primit ajutor, nu puteți să mă ajutați. Ți-am spus să citești Scriptura, de ce n-ai citit? Că vedeai că găsești ajutorul. Ba, am citit-o, spunea el. Dar în altul, îi repete încă o dată, n-ai citit-o, dacă ai citit, ar fi aflat ajutorul. Și chiar l-a mustrat de ce n-a citit Scriptura. Se minuna preotul de unde știe în altul că el n-a descris Scriptura, ce a lăsat acolo, undeva aruncată, imediat după ce a primit-o. Și a spus, metropolitul, adu-te, rău Scriptura în coace să-ți arăt că n-ai citit. Și când a dus Evanghelia, a văzut, lângă fiecare coală era pusă și o bancnotă. Dădeai coala și mai găseau bancnotă, dădeai coala și mai găseau bancnotă. Vezi, ți-am pus acolo ajutor, dar de aceea nu primești ajutor, că nu citești Scriptura. Așa și noi, iubiții mei, cerem ajutor în toate părțile, strigăm în dreapta și în stânga după ajutor, dar, de fapt, așa cum spunea Părintele, nu facem altceva decât ne tăiem firul care ne leagă de ceruri și le vădăm cuvântul lui Dumnezeu de la noi și lăsăm acolo cartea să se umple de praf, iar atunci când vin insectele cele mari, n-avem unde să ne refugiem. Să deschidem de Scriptura, să căutăm în ea ajutorul, că veți vedea că după fiecare filă nu va fi ascunsă neapărat o bancnotă, pentru că nu avem nevoie de bani ca să ne mântuim, ci avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Și după fiecare filă, dacă veți răspui, veți găsi răspuns la problemele voastre. Vă mulțumim încă o dată, pravioase părinte, și sperăm că împreună cu toți preoți și credincioși să vă ascultăm, să punem la suflet, să cercetăm Scripturile, să cinstim pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca mai departe și să ne bucurăm de toate binecuvântările pe care Dumnezeu ne le dă. Amin. Și așa ca un mic gest, să ne purtați în suflet și să vă amintiți de noi la rugăciune către Maica Domnului cu o mică icoană din partea noastră. Vă mulțumesc. Să ne pomeniți, să nu ne dați și un coș de flori care să vă bucure ziua și să vă dea Dumnezeu sănătate multă, să mai puteți veni în mijlocul nostru. Vă mulțumesc. Primesc această icoană cu gândul la faptul că Sfântul Evanghelist Luca a fost primul care a făcut, care a pictat icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe. Vă mulțumim. Și noi vă mulțumim, dragi, încă o dată, vreau să părinte. Și mai departe să îndemnați și pe preoți și pe studenți să citească, să lucreze și să se bucure de împreună slujirea în fața altarului lui Dumnezeu. Amin. Zicem împreună, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Dacă este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și pe toți cei dragi de acasă. Amin. Iubiți credincioși, la ieșire vor sta doi preoți și vor mirui pe fiecare credincios. Vă rugăm frumos să mergeți așa în liniște, în ordine și anafura se va da tot afară. Să mergeți, să treceți fiecare, să primiți și binecuvântarea.
și miluirea și să luați în apură să bucurați de acest braț minunat care este astăzi.